ultimor autoritățile au anunțat când a murit și care a fost cauza morii lui Andrei Gheorghe. Omul de radio sublinierei televiziune Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardiorespirator, au constatat legii sublinierei prezenți luni seară la locuința acestuia, conform unor surse judiciare. Conform surselor citate, moartea jurnalistului a avut loc în urmă cu aproximativ 12 ore. Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit, luni seară, decedat la locuința sa din Pipera. La ora 22:15, un apel la 112 anunca că o persoană este decedat la locuința sa din Voluntari. Poliția va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era născut la 14 ianuarie 1962, la Lipec, în Rusia.